Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Favorita lui Luca, Garbine Muguruza. Muguruza! Muguruza, favorita cel puțin la pronunție, a fost în România, dacă nu știați. După ce a dat-o, a eliminat-o Ons Jabeur. De dragul meu a venit, auzi că eu o pronunț corect. Da, a venit să plâng aici. Da. Supărare, supărare. Azi, mă, că avem noi niște melodii de jale ca la noi, la nimeni. Și a fost, a publicat pe contul de Instagram imagini în România. Ce-o fi căutat Muguruza în România? Nu știu, dar a fost prin Transilvania și după aia a fost văzută la peșterea Dâmbovicioara. 5 lei pentru copii, 10 lei pentru adulți. Serios, așa e, am verificat pe site-ul. Știi că peșterea Dâmbovicioara are un site. Dacă dai căutare, are site. Peșterea Dâmbovicioara, e o legendă acolo cu niște haiduci care furau bani de la bogați și dădeau la săraci. Asta e. Dar mi-a atras atenția, apropo, fac o paranteză. Deci pe site-ul peșterii scriu, sunt diferite informații. E deschisă zilnic, drumul e asfaltat. Asta e o mare lucru în România, trebuie să precizez. Drum asfaltat. Deci avem apă caldă așa și așa și drum asfaltat pe alocuri. Drum asfaltat, accesibil pentru autocare, după care scrie. Citez. Există o parcare amplasată la 100 de metri după peșteră. Cum? Nu înțeleg cum adică după peșteră ai parcarea. Deci, explicați-mi. Un vii pe drum spre peșteră, da. Nu te oprești. Da. Te mai duci 100 de metri și parchezi. Da, eu înțeleg, după ce se termină peștera, ai parcare. Așa înțeleg. Deci a, după peșteră. Pe partea elaltă. Da. Da, teoretic da, dar practic cred că poți să ocolești zona, exact cum zice Luca. Și la 100 de metri după intrarea în peșteră, e o parcare. O fi de asta cu... Deci poți să treci cu mașina prin peșteră, lași mașina, te plimbi prin peșteră, te întorci? Nu, că deranjezi Liliacu. Liliacu. Ori mai fi Lilieci în Dâmbovicioara? Sigur. Nu știu ce să zic. Dar ideea e că poate e circulară. Sunt șobolani, că s-au adaptat. Și Lilieci, toți niște șobolani zboratori. Sunt, da. Da, sunt Lilieci, dar nu zboară. Asta ne spuneți voi la 0... 728111222. Care mai e situația la Dâmbovicioara? Dar de ce nu citim de pe site? Pe site nu scrie dacă sunt Lilieci? N-am găsit mențiune Lilieci. Bă, nene, mie somn. Eu vreau să mă acasă să mă culc. Lilieci? Am dormit 3 ore. Cu coadă. Dar toți am dormit 3 ore. Asta nu, voi ați dormit alte 3 ore. Da. Muguruza... Vezi că eu m-am trezit la 5. Că voi vă treziți la 6. Nu e adevărat. E, nu. Nu e adevărat, la 5 măi, jumate sunt în picioare. Aveți tabieturi, ce faceți? Că eu vin la 6 aici, voi veniți la 7. Păi da. Eu sunt deja obosit când veniți. Dimineața mănânc o banană încet. Da. Eu hrănesc pisoiul. Eu mă uit la frigider. Da. Mai mănânci castraveți? Da. Tu de ce mănânci castraveți? Explică-mi. Dar chiar că noi nu te-am mai întrebat nimic, că ne-a fost și jenă. Da? Cum să merge? Ca să-mi treacă foamea. De la castraveți îți trece ție foamea? Cu castraveți și cu roșii. Nu mai... Știi ce bine merge? Nu mai bine bei apă direct. Am încercat și cu apă, de la un moment dat nu... Adică nu simți că te neci. Da. Hai să revenim la Muguruza. Muguruza s-a filmat în timp ce fredona refrenul Is This The Life al melodiei undeva în Balcan, piesa lansată de rapperul Puia în urmă cu 12 ani, scrie gsp.ro. Ce tare! Asta i-a plăcut la fată. A căutat și ea ceva de pe aici, n-a găsit rău. Da. Putea să găsească ceva cu Uraganul, de exemplu, și să pună, știi? Uraganul? Da. Uraganul. Ah, cu țancă. Te-ai culcat târziu, nu? Da. Nu că nu fac asocierea cu domnul Uraganul, nu... La mine e curicoșeu că nu înțeleg din prima, adică nu e în zona mea de... Și ți se pare că eu sunt... Nu e în aria mea de acoperire. Sunt pe felie cu țancă. Te-am și la vișelie. La vișelie? Val. La domnul Val. Nu, n-am fost niciodată în zona... Uraganul nu e... Nu. Da. Dar mie mi-ar plăcea, tu ți-ai pus vreodată problema unui featuring Vigelie și Uraganul. Adică, dar care e mai tare? Să scoat o piesă împreună. Să scoat o piesă. Vali e legendă. Cu Loredana n-au scos toți acolo? Dar nu știu dacă e și Țanca acolo. Nu cred că e Țanca. Nu, dar numai e doi, Uragan și Vigelie. Dar domnul Vigelie înțeleg că este la doamna Loredana. Domnul Vigelie e peste tot, că e cel mai bun. Ok. E number one. Nu-l supăra că ne-i și bate. Legendarii. Știu refrenul ăla. Cine e pe primul loc? Cine e pe primul loc? Are multe. Rapidul e, rapidul e. Asta e de la Rapid sau de la... E de la Rapid întotdeauna. Da. Mai vrei mai cu zi de Muguruza? Așa, asta. A cântat Puia și ce-a... Și-a plecat. Atât. A mâncat mici. Nu știm dacă a mâncat mici. Trebuie întrebată. Dar că altfel trebuie să revină. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.